Astăzi ați primit și o scrisoare, o să-i rog pe colegii mei să o și afișeze, vine dinspre sindicate, sunt câteva cerințe pe care le au în legătură cu ceea ce înseamnă salariul lor. E un soi de petiție semnată de peste 160.000 de angajați din învățământ, FSLI și Alma Mater. Ei spun așa că vor cadou de la Moș... De fapt, e cadou de la Moș Nicolae pentru guvern, o petiție semnată de acești 160.000 de angajați, cel puțin ăsta e titlul care circulă prin presă. În condițiile elaborării unei noi legi a salarizării, cer ca la stabilirea grilelor de salarizare pentru personalul din învățământ, principiul de bază să fie acela că salariul profesorului debutant trebuie să reprezinte o pătrime din indemnizația președintelui României, majorarea salariilor în cel mai scurt timp și aplicarea integrală a legii cadru numărul 153/2017 pentru toți angajații din învățământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sunt doar câte două dintre cerințele lor. Se pot întâmpla lucrurile acestea? Sunteți sigură că e semnată de alții și nu de Ministrul Educației această solicitare? Nu înțeleg întrebarea. Sunteți sigură că această solicitare e semnată de altcineva și nu de Ministrul Educației? Și cei de la FSLI, de cei de la Alma Mater și de dumneavoastră? Da, este simplu. Este în programul de guvernare. Este în proiectul România Educată, la care cei care lucrăm ținem foarte mult să se aplice. Toate aceste solicitări sunt prevăzute. Nu există redresarea sistemului de educație, reforma adevărată în sistemul de educație, fără un sistem de salarizare motivant pentru cadre didactice. Și atunci de ce v-au mai scris odată? Ca să nu uităm, pentru că suntem exact în perioada în care discutăm de construcția bugetului pe anul 2022. Vor fi aceste sume așadar cu siguranță prevăzute în buget? Știți că și, iertați-mă, și îngerașul meu, îl știm, da, mulți îl repetă, îl repetam. Tocmai, ca să nu uităm și să fie clar. Vor fi sumele necesare acestor majorări, de fapt, trecute în buget? Că în acest moment coaliția e fix în ședință, de vreo două ore. Nici nu vreau să știu exact ce a fost acolo. Eu v-am spus acolo, punctul de vedere al Ministerului Educației, care va solicita și aplicarea legii 153, care va solicita toate aceste creșteri salariale și alocarea de resurse pentru educație. Ăsta va fi punctul de vedere al Ministerului Educației. Ați avut mai discuții apoi, cu Ministrul Finanțelor, de exemplu, dacă are de unde să mute aceste sume? Discuția este în curs, pentru că avem și acele asumări ale României. Este vorba de un deficit bugetar de 5,84% pe cash și de 6,2% pe ESA pentru anul ăsta, de 4,8% pentru anul 2022, de 4,8% pe ESA pentru 2023 și de 2,4% deficit pe 2024. În acest context se pun toate aceste solicitări și vom vedea cum reușim să le satisfacem. În orice caz, punctul de vedere al Ministerului Educației este foarte clar. Dacă veți căuta, veți vedea și un comunicat comun al Ministrului Educației și Ministrul Muncii, prin care solicităm exact aceste lucruri. Acordarea celor două tranșe de 8%, conform legii salarizării, 153. Și dacă nu? Le solicitați. Și dacă nu? Și dacă nu se aprobă, să zicem așa? Ce puteți face ca Ministrul Educației? În toată această intervenție, pentru care vă mulțumesc, îmi place să cred că ați observat că sunt mai degrabă optimist și nu privesc drobul de sare. Dacă privesc drobul de sare, nu mai fac nimic. Rămân optimist. Așa că nu o să vă răspund la întrebarea și dacă nu. Cu tot respect. Există o presiune destul de mare ce vine dinspre cadrele didactice. Cumva e și normal. Întotdeauna au fost cu un pas în spatele altor majorări, să spunem. De aceea vă întrebam dacă există și alte soluții, dacă nu se rezolvă acum, când se poate rezolva sau cum se poate rezolva, dacă ați mai discutat cu sindicatele, dacă pot exista... Am discutat și vom discuta cu sindicatele și de data asta o să discutăm și împreună cu Ministerul Muncii și împreună cu Ministerul Finanțelor, înainte de a avea proiectul